Neața, dragilor, astăzi muncesc de acasă și o să înțelegeți imediat de ce. Se spune că o problemă nu vine niciodată singură, iar dacă treceți printr-o perioadă în care toate merg pe dos, nu vă grăbiți să credeți în cine știe ce blestem aruncat asupra voastră de vreo vrăjitoare. S-ar putea ca totul să fie din cauza unor energii negative din propriul vostru cămin. Și atunci, cel mai indicat ar fi să consultați un expert în Feng Shui. Ce este Feng Shui-ul? Feng Shui-ul este o știință care studiază energiile din spațiul în care locuiește și muncește omul. Se bazează pe calcule, pe măsurători precise, prin intermediul cărora putem identifica felul în care sunt dispuse cele 9 energii întâlnite în Feng Shui. Aceste energii corespund stelelor carului mare, care sunt în număr de 9, nu 7, așa cum știm noi și vedem cu ochiul liber. Celelalte două stele se văd de la observator. Sunt energii pozitive, energii mai puțin bune. Din păcate, din cele 9 energii, doar 3 sunt favorabile, sunt bune și pe acestea trebuie să le amplificăm în orice casă pentru a avea o viață liniștită, armonioasă, pentru a avea relații stabile, de lungă durată, pentru a avea o carieră frumoasă, prosperitate și așa mai departe. Cum aflăm dacă avem aceste energii negative în casă? Neapărat trebuie să avem un specialist Feng Shui, de altfel. Trebuie să aibă o busolă Lopan, cu ajutorul căreia măsoară fațada blocului, casei. Intrarea în casă este foarte importantă pentru că energia care intră în casă influențează în mod pozitiv sau negativ viața celui care locuiește în casă. Iar în cazul de față vorbim despre o energie mai puțin favorabilă pentru că moare armonia umană. Armonia umană prezentă aduce, așa cum spuneam, relații de lungă durată, armonioase. Dacă persoana care locuiește aici ar vrea să facă un copil, ar întâmpina probleme pentru că poate să aducă și infertilitate. Living-ul este foarte important pentru că aici ne petrecem mare parte din timp. De aceea este bine ca energia activă de aici să fie una pozitivă. În acest apartament, living-ul are energia stelei zburătoare 3 activă, care poate să genereze unele probleme cu picioarele, spre exemplu, adică entorse, luxații, dureri musculare. Canapeaua de aici din living să fie mutată la geam, pentru că acolo este energia stelei zburătoare 1, o energie favorabilă în perioada în care ne aflăm. După ce va fi mutată canapeaua acolo, se va simți o îmbunătățire în ceea ce privește armonia umană. Acolo se poate studia mai bine. În dormitor există, din fericire, și energii bune, însă patul nu este foarte bine așezat și el ar trebui orientat către geam. Pentru a putea dormi mai bine, trebuie niște perdele mai groase sau draperii. Cam cât durează o analiză completă? Câteva ore. Cel puțin câteva ore durează o analiză completă a unui apartament, inclusiv prezentarea diagramei destinului. Da? Fără diagrama destinului nu este completă evaluarea unui apartament.